Având în vedere numărul tot mai mare de cazuri de coronavirus, joi dimineață, prefectul Emanuel Soare și inspectorul șef al jandarmilor argeșeni, Gheorghe Lupescu, au pornit în control alături de 20 de jandarmi și 4 polițiști. Acțiunea a început pe calea Craiovei, lângă comisariat, a continuat la Kaufland, după care oamenii legii au mers în autogara sud. Razii au avut loc și pe calea Câmpulung și la Ștefănești. Oamenii legii au verificat respectarea normelor de protecție privind purtarea măștilor și distanțarea socială pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Aceste controle și verificări se fac la sugestia prefectului de Argeș, deoarece numărul infectării cu coronavirus a crescut foarte mult în ultima vreme. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni, noi, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am luat decizia de a intensifica controlele care se fac la nivelul județului Argeș de către toate instituțiile care au atribuții în sensul acesta. Știm foarte bine că în starea de alertă, în ultima perioadă, odată cu implementarea măsurilor de relaxare, există această tendință ca argeșenii, în mod special, să nu mai respecte măsurile de protecție. Singurele noastre posibilități legale de a interveni în acest sens sunt verificările, sunt controlele permanente, astfel încât am implicat încă de acum 2 săptămâni jumătate mai mult decât se făcea în mod normal aceste verificări. Și după cum vedeți, instituțiile de la Poliție, Jandarmerie, ISU, DSP, Inspecția Muncii, Inspecția Sanitar-Veterinară și așa mai departe au fost pe teren, sunt implicate, fac acțiuni de conștientizare, dau avertizmente și unde este cazul, acționează conform legii și amendează. Noi am început această campanie, dar scopul nostru este să conștientizăm, să responsabilizăm, pentru că știm foarte bine că într-o asemenea situație în care avem transmitere comunitară accelerată, indiferent de eforturile pe care le fac instituțiile statului, nu va fi suficient niciodată, pentru că întotdeauna avem nevoie de colaborarea cetățenilor. Sigur, asta nu înseamnă că instituțiile statului trebuie să stea degeaba sau să obosească în această acțiune, trebuie să fie tot timpul pe teren, să-și facă aceste acțiuni cu tot personalul disponibil, dar este nevoie de participarea cetățenilor în sensul acesta. Și reiterez apelul pe care l-am făcut de atâta timp la responsabilizare individuală și la colaborare a cetățenilor cu instituțiile statului. De curând a fost înființat un tel verde la nivel de județ, unde cetățenii vor putea sesiza nerespectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus.